Astăzi, să citim mărturia unei experiențe. A fost scrisă de fratele Novo din Filipine, și e intitulată Am învățat să mă supun prin datoria mea. Ne poate ajuta să practicăm adevărul cu privire la supunerea față de Dumnezeu. O voi citi. Bine. În Taiwan, în 2012, am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Ulterior, am aflat că eram unul dintre primii oameni din Filipine care o acceptase. Eram încântat și simțeam că sunt binecuvântat. Când m-am întors în Filipine în 2014, am început să predic Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic. Mulți filipinezi au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Eram fericit și mândru că îmi puteam îndeplini datoria de a predica Evanghelia. Credeam că a evangeliza și a fi martor era o datorie specială, pe care nu o putea face oricine fiindcă trebuie să înțelegi ceva adevăr ca să faci asta. De obicei, când mă întâlneam cu ceilalți, mă invidiau fiindcă eram printre primii care acceptaseră lucrarea lui Dumnezeu. Credeau că sunt norocos. Și mă admirau pentru că îl mărturiseam pe Dumnezeu. Văzând că mă invidiază și admiră, am avut un sentiment de superioritate și simțeam că merit o datorie importantă ca predicarea Evangheliei. Într-o zi, Fratele responsabil de lucrările zilnice ale bisericii și de șofat trebuia să-și renoiască permisul și nu putea conduce. Liderul știa că pot șofa și a întrebat dacă îmi puteam asuma temporar datoria fratelui. Să conduc, să cumpăr lucruri și să-mi asum lucrarea bisericii. Atunci m-am simțit îngrijorat și în agonie. M-am gândit, de ce vrei deodată să șofezi? Dacă devin șofer, ce vor crede ceilalți despre mine? În mintea mea, predicarea Evangheliei și mărturia lui Dumnezeu era o datorie importantă, care putea aduce înaintea lui Dumnezeu oameni care tânjesc după el. Dar șofatul era o muncă zilnică, o datorie de rând, una care era o treabă măruntă. Nu-l putea mărturisi pe Dumnezeu și nu-i făcea pe alții să mă admire. Oricine poate face o treabă măruntă, dar nu oricine poate să predice Evanghelia. Eram foarte dezamăgit că fusese împus în poziția aceea. Simțeam că datoria de a șofa nu mi se potrivea. Nu înțelegeam cum mi se putea întâmpla așa ceva. Și eram îngrijorat că liderul avea să mă păstreze în această datorie. Aveam foarte multe gânduri negative. Nu puteam să mă supun la această datorie. Și nu voiam nici ca ceilalți să știe că datoria mi s-a schimbat. A doua zi, câțiva frați și surori mi-au spus: Am auzit că acum ai îndatoriri de șofer? Când am auzit asta, m-am simțit destul de rușinat și deprimat. Nu voiam datoria asta. Eu credeam că trebuia să predic Evanghelia, ceea ce mi oferea o reputație bună. Nu voiam să fiu disprețuit de ceilalți. Mă simțeam măhnit și neascultător și eram plin de gânduri negative. Dar la exterior mă făceam că nu-mi păsa. Nu voiam ca ei să-mi vadă slăbiciunea. Așa că le-am răspuns, asta e rânduiala lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru ea. Atunci mi-am dat seama că, deși știam, expresia Dumnezeu are suveranitatea asupra tuturor, când Dumnezeu a stabilit efectiv un mediu, nu i-am recunoscut cu adevărat suveranitatea. Ziceam una, simțeam alta. Păream ascultător, dar nu voiam de fapt să accept sau să ascult de mediul creat de Dumnezeu. Nu puteam să nu mă gândesc de ce experimentez toate astea. Oare liderul a greșit când a aranjat ca eu să șofez? Datoria asta nu-i deloc bună pentru mine trebuie să predic Evanghelia. Cum pot fi șofer? Eram foarte pesimist. M-am gândit că e din cauza că nu credea că eram potrivit să predic Evanghelia. Așa că m-a făcut șofer. Întrucât credeam că șofatul necesita doar mâinile mele și nu intrarea în viață sau căutarea principiilor adevărului și era doar muncă fizică Pur și simplu conduceam și cumpăram lucruri cum mi s-a spus. După o vreme, nu câștigasem deloc intrarea în viață. Mă și suportam din ce în ce mai greu datoria. Într-o zi, un frate care înainte predica Evanghelia cu mine m-a sunat și a întrebat Frate, ce mai faci? Te-ai obișnuit cu noua datorie? Aș vrea să mergem undeva. Ai timp cumva să ne duci cu mașina?" Când am auzit asta, m-am simțit trist și rușinat. M-am gândit: Poate pentru fratele meu sunt doar un șofer, fără statut. Sigur mă disprețuiește. M-am simțit nefericit și pesimist, și nimic nu mă mai motiva. Nu voiam să citesc cuvintele lui Dumnezeu. Și mă întrebam ce credeau ceilalți despre mine. În vremea aia, deși îmi făceam datoria, și nu arătam deloc neascultare, în sinea mea mă frământam și nu puteam accepta această datorie. Deși teoretic știam că orice s-ar întâmpla, trebuia să-mi îndeplinesc datoria ca o ființă creată, nu puteam scăpa de starea negativă și pasivă. Treptat, nu am mai simțit lucrarea Duhului Sfânt, iar datoria mea părea o muncă lumească în care vii și pleci de la lucru și aștept să treacă ziua. Inima mea era plină de întuneric și nefericire. La adunări nu aveam luminarea Duhului Sfânt și mă simțeam mereu pustit. M-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeule, știu că starea mea e greșită, dar când șofez și livrez lucruri, tot îmi pasă de ceea ce cred ceilalți despre mine. Te rog să mă îndrumi ca să pot fi ascultător și să accept această datorie. Apoi am citit în cuvintele lui. Ce este supunerea adevărată? Ori de câte ori Dumnezeu face ceva ce ți-e pe plac și simți că totul este mulțumitor și potrivit și ți s-a permis să ieși în evidență, simți că e ceva destul de glorios. Spui, îți mulțumesc Dumnezeule și te pot supune orchestrării și orânduirilor lui. Totuși, de fiecare dată când ți se atribuie un loc neînsemnat în care nu reușești niciodată să ieși în evidență și nimeni nu te recunoaște vreodată, nu te mai simți fericit și ți se pare greu să te supui. Supunerea atunci când condițiile sunt favorabile este în general ușoară. Dacă te poți supune și în împrejurări nefavorabile, în care lucrurile nu merg așa cum vrei, și sentimentele îți sunt rănite, în împrejurări care te fac slab, care te fac să suferi fizic și îți afectează reputația, care nu îți pot satisface vanitatea și mândria, și care te fac să suferi psihic, atunci te-ai maturizat cu adevărat. Cuvântul lui a dezvăluit coruperea din mine. Când am acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, mi-am spus, indiferent în ce mediu sunt sau dacă întâlnesc greutăți sau încercări mari, voi accepta și asculta. Orice s-ar întâmpla, îl voi urma pe Dumnezeu. Dar acum, un adevărat mediu venise, dar eu nu puteam asculta. Brusc am realizat că ascultarea mea față de suveranitatea și rânduiala lui Dumnezeu era numai vorbe goale. La început, când biserica rânduise să predic Evanghelia, Credeam că e nevoie de cineva special ca să facă asta. Iar faptul că aveam o datorie importantă mă punea într-o lumină bună. De asemenea, ceilalți mă complimentau și admirau. Îmi plăcea mult datoria mea. Așa că eram foarte entuziast și chiar trudeam pentru asta. Dar când liderul a rânduit să șofez, am simțit că am trecut imediat de la a fi admirat la a fi un șofer de care nu-i pasă nimănui. Și a fost rușinos. În plus, credeam că șofatul nu e important și nimeni nu admira asta. Dacă făceam eu asta, ceilalți nu m-ar mai fi admirat așa cum o făceau în trecut. Și din adâncul inimii n-am acceptat datoria. Nu m-am putut supune lui Dumnezeu. Și credeam că rânduielile liderului erau greșite mi-am luat prea în serios demnitatea și statutul. Eram pretențios și îmi tratam datoria pe baza preferințelor. Voiam o datorie unde să fiu văzut și admirat. Nu una discretă și invizibilă. Când datoria rânduită nu i-a făcut pe ceilalți să mă admire, inima mi-a fost plină de împotrivire. La exterior nu mă opuneam, dar în sinea mea nu puteam asculta. Așa că am pierdut lucrarea Duhului Sfânt și trăiam în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a arătat că dacă voiam să devin într-adevăr ascultător și să am o statură adevărată, trebuia să ascult rânduiala lui Dumnezeu, nu numai atunci când mediul mi se potrivea, ci mai important, când nu mi se potrivea. Chiar dacă am pierdut respectul celorlalți și nu mă admirau, trebuia să accept și să ascult. Așa e. Apoi, la o întrunire, am avut părtășie despre starea mea. Iar ceilalți mi-au trimis un pasaj, care m-a ajutat să înțeleg esența neascultării mele. Dumnezeu a tot puternic spune, ce folosește satana pentru a-l ține pe om sub controlul său strict? Faima și câștigul. Deci, satana folosește faima și câștigul pentru a controla gândurile omului până când oamenii nu se pot gândi decât la faimă și câștig. Ei se luptă pentru faimă și câștig, suferă greutăți, îndură umilirea pentru faimă și câștig și sacrifică tot ceea ce au pentru faimă și câștig și vor judeca și hotărâ orice de dragul faimei și al câștigului. În acest fel, satana îi leagă pe oameni cu lanțuri invizibile, iar ei nu au nici puterea și nici curajul de a se debarasa de ele. Fără să știe, ei poartă aceste lanțuri și se târăsc mereu înainte cu mare dificultate. De dragul acestei faime și a câștigului, omenirea se ferește de Dumnezeu și îl trădează, și devine din ce în ce mai nemernică. Așadar, în acest fel, o generație după alta este distrusă în mijlocul faimei și câștigului satanei. Privind acum la acțiunile satanei, nu sunt întru totul demne de dispreț motivele sale sinistre? Poate că astăzi încă nu puteți percepe motivele lui sinistre. Deoarece credeți că nu se poate trăi fără faimă și câștig? Credeți că dacă oamenii lasă în urmă faima și câștigul, atunci nu vor mai putea să vadă calea înainte? Nu vor mai putea să-și atingă obiectivele, iar viitorul le va deveni întunecat, palid și mohorât? Dar încet veți recunoaște cu toții într-o zi că faima și câștigul sunt cătușe monstruoase pe care satana le folosește pentru a-l lega pe om. Când va sosi acea zi, te vei împotrivi complet controlului satanei și lanțurilor pe care el le folosește pentru a te lega. Când va veni vremea să-ți dorești să te debarasezi de toate lucrurile pe care ți le-a insuflat satana, atunci vei curma legătura cu satana și vei detesta cu adevărat tot ceea ce ți-a adus satana. Numai atunci omenirea va avea o dragoste și o dorință reală pentru Dumnezeu. Amin, amin contemplând cuvântul lui Dumnezeu, am realizat că nu mă puteam supune în datoririlor care veneau la mine, fiindcă simțeam că îmi dăunează statutului. Și ăsta era răul satanei. Satana folosește faima ca să controleze oameni. Îi face pe oameni să se zbată și să sacrifice totul pentru faimă și avere. De asemenea, urmam inconștient filozofiile satanei. Îmi amintesc cum părinții mei m-au învățat de copil să câștig respectul și admirația celorlalți. Deci, chiar și când eram tânăr, credeam că trebuie să mă ridic deasupra celorlalți. Societatea și presa promovau și ele părerile astea. Iar eu am văzut cum unii oameni faimoși, bogați, cu statut, erau tratați mai bine decât oamenii obișnuiți. Așa că eram hotărât să ajung în față și să fiu admirat. Așa am trăit și după ce am acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Mi-am îndeplinit îndatoririle fără să mă axez pe căutarea voiei lui Dumnezeu. Și credeam greșit că a face o datorie ca predicarea Evangheliei era singurul mod de a câștiga respect. Credeam că nimeni nu apreciază datoria celor ce trudesc. Mă gândeam la îndatoriri drept mai bune sau mai rele și voiam să fac Orice datorie mi-ar fi permis să mă remarc. Când liderul a rânduit să șofez pe baza nevoilor bisericii, din adâncul inimii n-am putut accepta. Și am simțit că eram potrivit pentru a predica Evanghelia, dar nu și pentru a șofa. Mă preocupau doar imaginea și statutul. Dar nu căutam voia lui Dumnezeu și nu mă gândeam la nevoile bisericii. Eram demn de dispreț. Faptul că voiam să predic Evanghelia nu însemna că luam în considerare voia lui Dumnezeu. Voiam ca asta să fie o rampă de lansare ca să câștig admirația tuturor. Voiam să mă dau un spectacol și să-i fac pe oameni să mă admire, ca să pot obține faimă și avere, și să mă bucur de onoarea pe care mi-o aducea. Când liderul a rânduit pentru mine datoria, Ambiția mea de a fi apreciat a fost spulberată. Așa că m-am eschivat și chiar mi-a lipsit energia să o îndeplinesc. Am văzut cum aceste gânduri satanice prinseseră rădăcini și deveniseră natura mea. Controlau felul în care îmi tratam îndatoririle. Mă făceau să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Urmărirea faimei mă făcuse să-mi pierd rațiunea. M-am gândit cum unii frați aveau statuturi lumești și oameni care îi sprijineau. Dar când și-au asumat îndatoririle, au putut renunța la reputație și statut. Și orice ar fi rânduit biserica, chiar și îndatoririle umile, ei puteau accepta. Comparându-mă, mi-a fost rușine. Nu eram cu adevărat credincios. N-aveam loc pentru Dumnezeu în inimă, nici cea mai fundamentală ascultare față de El. Acum am realizat ce lucru josnic era urmărirea faimei și a averii. Dacă aș fi continuat așa, n-aș fi înțeles adevărul și, în final, aș fi fost eliminat. Apoi am citit cuvintele lui Dumnezeu. Intrarea în realitatea adevărului nu e o chestiune simplă. Cheia e să te concentrezi pe a căuta adevărul și pe a pune adevărul în practică. Trebuie să păstrezi aceste lucruri în inima ta, în fiecare zi. Indiferent de problemele cu care te confrunți, nu-ți proteja întotdeauna propriile interese. Mai degrabă, învață să cauți adevărul și să reflectezi la tine însuți. Indiferent ce stricăciuni sunt dezvăluite în tine, nu le poți lăsa să treacă neverificate. Cel mai bine e să poți reflecta la esența ta coruptă și să o recunoști. Dacă în situațiile de zi cu zi, gândurile tale stăruie asupra modului de a-ți rezolva firea coruptă, de a practica adevărul și asupra principiilor adevărului, atunci ești capabil să înveți cum să folosești adevărul pentru a-ți rezolva problemele conform cuvintelor lui Dumnezeu. Făcând astfel, firea ta se va schimba și, treptat, vei intra în realitatea adevărului. Dacă mintea ta e plină de gânduri despre cum să obții o poziție mai înaltă, cum să te porți în fața altora sau cum să-i determini să te admire, atunci ești pe calea greșită. Înseamnă că faci lucruri pentru Satana, prestezi un serviciu. Dacă mintea ta e plină de gânduri despre cum să te schimbi ca să fii din ce în ce mai mult precum un om, să te conformezi intențiilor lui Dumnezeu, să te poți supune lui și să-l venerezi, să arăți în frânare și să accepti scrutarea lui în tot ceea ce faci, atunci condiția ta se va îmbunătăți din ce în ce mai mult. Asta înseamnă să fii cineva care trăiește înaintea lui Dumnezeu. Ca atare, există două căi. Una nu face decât să scoată în evidență comportamentul îndeplinirea propriilor ambiții, dorințe, intenții și planuri. Asta înseamnă să trăiești înaintea satanei și sub stăpânirea sa. Cealaltă e să cauți adevărul în toate lucrurile și să ajungi să practici adevărul și să asculți de Dumnezeu. Dacă se întâmplă să se ivească vreo noțiune sau neînțelegere în ceea ce l privește, roagă-te lui imediat și caută adevărul pentru a le rezolva. Ar trebui să te concentrezi la a-ți îndeplini bine datoria, astfel încât voia lui Dumnezeu să fie mulțumită. Ar trebui să lupți pentru adevăr și să urmărești cunoașterea de Dumnezeu ajungând să te tem de el în inima ta și să te ferește toate faptele rele. Aceasta e o persoană care trăiește mereu înaintea lui Dumnezeu. Amin. Citind cuvântul lui, am realizat că dacă voiam să câștig adevărul, trebuia să nu mai urmăresc celul greșit. Indiferent dacă puteam fi admirat de ceilalți, în datoria mea sau nu, trebuia să o accept și să o îndeplinesc cu loialitate. Asta e atitudinea față de datorie și rațiunea pe care trebuie să le aibă ființele create. Da. Dacă mi-aș face treaba numai ca să câștig respectul celorlalți, înseamnă că aș lucra în slujba satanei. Fiindcă satana îi face pe oameni să urmărească faima și averea și să-l trădeze pe Dumnezeu. Dacă nu-mi schimbam țelul de a urmări faima și averea, sau dacă nu-mi schimbam firea coruptă, la final, aș fi fost eliminat. Mm, da, da. Urmărirea adevărului și a schimbării firii, acceptarea rânduielilor lui Dumnezeu, lepădarea gândurilor de urmărire a faimei și averii, purtarea conform cerințelor lui Dumnezeu, însemnau să trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Doar așa aș putea să-mi schimb firea coruptă. Odată ce am înțeles, am avut o direcție. Trebuia să urmăresc adevărul în credința și în datoririle mele. Și am devenit dispus să-mi accept în datoririle. Indiferent dacă oamenii mă admirau sau nu, trebuia să-mi fac datoria cât puteam de bine. Mm. Slavă, lui Slavă lui Dumnezeu! După aceea, am citit Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, când îndepliniți o datorie în casa lui Dumnezeu, fie că este importantă sau măruntă, fie că implică muncă fizică sau folosirea minții, fie că se săvârșește în afara sau în interiorul bisericii, datoria pe care o îndepliniți nu este întâmplătoare. Aceasta nu este alegerea ta, este îndrumată de Dumnezeu. Doar datorită însărcinării date de Dumnezeu, ești mișcat și ai acest simț al misiunii și al responsabilității și ești capabil să îndeplinești această datorie. Printre necredincioși, mulți sunt atrăgători, inteligenți sau capabili. Dar, îi favorizează Dumnezeu? Nu. Dumnezeu vă favorizează numai pe voi, acest grup de oameni. El vă face să vă asumați toate tipurile de roluri, să duceți la bun sfârșit orice fel de datorie și responsabilitate în lucrarea sa de gestionare, iar când, în cele din urmă, planul de gestionare al lui Dumnezeu, planul mântuirii, se va termina și va fi finalizat, Ce glorie și cinste va fi aceasta! Și, așadar, în timp ce oamenii își îndeplinesc datoria, astăzi îndură puține greutăți. Când trebuie să renunțe la lucruri și să sacrifice, când plătesc un preț, când își pierd statutul, faima și averea în lume, pare că Dumnezeu le-a luat acele lucruri. Dar au câștigat ceva mai măreț și mai bun. Ce au câștigat de la Dumnezeu? Doar atunci când ți-ai îndeplinit bine datoria, când ai îndeplinit însărcinarea dată ție de Dumnezeu, când îți trăiești întreaga viață pentru misiune și însărcinare și duci o viață demnă, doar atunci ești o persoană reală. Și de ce spun că ești o persoană reală? Pentru că Dumnezeu te-a ales pe tine. El ți-a îngăduit să îndeplinești datoria unei creaturi de-a lui Dumnezeu în gestionarea sa, iar pentru viața ta nu poate exista o valoare sau o însemnătate mai mare. Dacă dorești să fii devotat în tot ceea ce faci pentru a împlini voia lui Dumnezeu, nu poți doar să îndeplinești o singură datorie. Trebuie să accepti orice însărcinare pe care Dumnezeu ți-o acordă. Fie că ea corespunde sau nu gusturilor tale și se încadrează sau nu în interesele tale, sau că este ceva de care nu te bucuri sau ceva ce n-ai mai făcut niciodată, ori e ceva dificil, tot ar trebui să o accepti și să te supui nu doar că trebuie să o accepti, ci trebuie să cooperezi proactiv și să înveți despre ea și să dobândești intrarea. Chiar dacă suferi, ești umilit și niciodată nu ieși în evidență, tot trebuie să îți dedici devotamentul. Trebuie să o privești ca pe datoria ta de împlinit, nu ca pe o afacere personală, ci ca pe datoria ta. Cum ar trebui oamenii să-și înțeleagă îndatoririle? Este atunci când Creatorul, Dumnezeu, îi dă cuiva o sarcină de făcut, iar în acel punct ia naștere datoria acelei persoane. Sarcinile pe care ți le dă Dumnezeu, însărcinările pe care ți le dă Dumnezeu, acestea sunt îndatoririle tale. Când le urmărești ca pe propriile scopuri și ai cu adevărat o inimă iubitoare de Dumnezeu, mai poți oare să refuzi? Nu. Aceasta nu e o chestiune a putinței sau neputinței. Nu ar trebui să le refuzi. Ar trebui să le accepti. Aceasta este calea practicii. Ce este calea practicii? A fi întru totul devotat în toate lucrurile. Fi devotat în toate lucrurile pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Unde este aici punctul focal? Este în. în toate lucrurile. Toate lucrurile nu înseamnă neapărat lucruri care îți plac sau la care ești bun, cu atât mai puțin lucruri care îți sunt familiare. Uneori nu vei fi bun la ceva, uneori vei fi nevoit să înveți, uneori vei întâmpina dificultăți și uneori va trebui să suferi. Cu toate acestea, indiferent ce sarcină e, atâta vreme cât îți este încredințată de Dumnezeu, tu trebuie să o accepti de la El, să o privești ca pe datoria ta, să fii devotat împlinirii ei și să împlinești voia lui Dumnezeu. Aceasta e calea practicii. Indiferent ce ți se întâmplă, trebuie să cauți întotdeauna adevărul și, odată ce ești sigur ce fel de practică este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, ar trebui să o practici. Doar a acționa în acest fel. Înseamnă a practica adevărul. Și doar apoi poți intra în realitatea adevărului. Amin. După ce am citit, am realizat că nicio datorie nu vine la mine din greșeală, și nici nu-i rânduită de vreun om. Toate vin din suveranitatea lui Dumnezeu. Amin, da. Deși șofatul nu era o datorie care îmi plăcea sau mă interesa, era rânduit pentru mine pe baza nevoilor bisericii. Așa că nu-mi puteam urma preferințele. Chiar dacă mă făcea să sufăr sau să nu fiu admirat, nu aveam motiv să refuz. Ar trebui să fiu înțelept și să ascult, fiindcă datoria asta vine de la Dumnezeu. Amin. Dumnezeu mi-a dat o datorie. Asta înseamnă că mi-a dat o responsabilitate și o misiune. Și oricât de greu ar fi, trebuie să-mi fac datoria din toată inima. Să-mi fac datoria ca o ființă creată, și să-i îndeplinesc însărcinarea. Acest mod de viață este plin de sens și nu e în van. Adevărat. Înainte, mă hipnotizau faima și averea. Nu înțelegeam deloc suveranitatea lui Dumnezeu. Vedeam îndatoririle drept mai bune sau mai rele. Adevărul e că nicio datorie nu e mai bună sau mai rea. Doar îndeplinim funcții diferite. Atât predicarea Evangheliei cât și condusul mașinii sunt părți necesare ale lucrării. Indiferent ce datorie îndeplinim în casa lui Dumnezeu, el vrea să urmărim intrarea în viață. Așa e. Dacă mi-aș face datoria ca să fiu admirat și să câștig avere, n-aș îndeplini datoria unei ființe create. Aș face-o pentru propriile țeluri. Chiar dacă aș fi admirat de alți oameni, Dumnezeu n-ar aproba. Când liderul mi-a dat datoria de șofer, deși n-aveam statut printre oameni și era obositor, am învățat să ascult și am înțeles mai bine adevărul. Și am renunțat treptat la dorința mea de faimă și avere. Era mântuirea lui Dumnezeu. Mm. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu. Gândindu-mă, am înțeles că șofând pentru biserică, am întâlnit lucruri care implicau considerarea intereselor casei lui Dumnezeu și toate necesitau comportarea conform principiilor adevărului. Oare asta nu era o ocazie bună să practic adevărul și să-L mulțumesc pe Dumnezeu? M-am rugat lui Dumnezeu când am realizat. Dumnezeule, iartă-mi ignoranța. Te-am dezamăgit în multe privințe. De acum înainte, voi lăsa totul în seama rânduielii tale, voi accepta scrutarea ta și îmi voi face datoria cu iubire pentru tine. După rugăciune, m-am simțit eliberat și încrezător că îmi fac bine datoria. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Odată, i-am dus pe ceilalți cu mașina în oraș la cumpărături pentru biserică. I-am privit alegând bunurile cu multă atenție, comparând prețul și calitatea pentru binele familiei lui Dumnezeu. Mi-am amintit că de când am început să șofez, pentru că nu mi-a îndeplinit dorința de a fi admirat, am avut atitudinea greșită. Făceam orice era rânduit în fiecare zi, fără seriozitate, și nu mă gândeam cum să-mi fac datoria bine. Când făceam cumpărături, nu eram atent. Cumpăram pur și simplu ce părea suficient de bun. Nu făceam cumpărăturile cu atâta atenție. Chiar nu mă implicasem deloc în asta. Gata cu a fi făcător de servicii. Ulterior, nu mai făceam griji dacă eram sau nu admirat în îndatoririle mele. În schimb, mă gândeam serios la interesele bisericii. Și, de asemenea, eram atent și chipzuit când făceam cumpărături. Când mi-am făcut datoria așa, m-am simțit împăcat și nu mai era obositor. Am câștigat multe din experiența mea și am înțeles că Dumnezeu mi-a dat o datorie care nu-mi plăcea ca să reflectez și să realizez că urmărirea reputației și a statutului e greșită. Mă conducea să caut adevărul, totul din iubirea lui. Am experimentat bunele lui intenții și am văzut că orice ar rândui Dumnezeu, chiar dacă nu-i ce-mi doresc, toate sunt benefice pentru viața mea. Nu mă mai puteam răzvrăti trebuia să devin ascultător, să-l mulțumesc. Hmm. Amin. lui Dumnezeu. Curând după aceea, fratele meu și-a renuit permisul și s-a întors la șofat. Iar liderul a rânduit să mă ocup de chestiuni generale. Când am auzit, m-am gândit, de data asta nu mă pot lăsa condus de preferințe. Trebuie să accept rânduiala lui Dumnezeu. Știu că asta e o altă șansă pe care Dumnezeu mi-a dat-o, să mă desăvârșească prin cuvântul și lucrarea sa și să-mi permită să experimentez și să practic cuvintele sale în diverse îndatoriri. Cu experiența mea trecută, nu am mai avut gânduri pesimiste în noua mea datorie. Nu mi-am mai disprețuit datoria și nu am mai căutat să fiu admirat de alții. În schimb, mi-am făcut datoria cum trebuie, și am încercat să fac voia lui Dumnezeu. Amin, slavă lui Dumnezeu! Din cuvintele lui! Pentru toți cei care își îndeplinesc datoria, oricât de profund sau superficial ar înțelege adevărul, cel mai simplu mod de practică prin care să intre în realitatea adevărului este să se gândească în toate la interesele casei lui Dumnezeu și să renunțe la dorințele egoiste, la intențiile individuale, la motive. Reputație și statut. Să pună interesele casei lui Dumnezeu pe primul loc. Măcar atât ar trebui să facă un om. Dacă o persoană care îndeplinește această datorie nu poate face nici măcar atât, atunci cum se poate spune că își face datoria? Asta nu înseamnă ați îndeplini datoria. Ar trebui să ții cont mai întâi de interesele casei lui Dumnezeu să te gândești la lucrarea sa și să pui aceste considerații înainte de toate. Abia după aceea poți să te gândești la stabilitatea statutului tău sau la cum te văd alții. Nu simțiți că lucrurile devin ceva mai ușoare atunci când le împărțiți în acești pași și faceți niște compromisuri? Dacă vei proceda astfel o vreme, vei ajunge să simți că al mulțumi pe Dumnezeu nu este dificil. În plus, ar trebui să poți să-ți îndeplinești responsabilitățile, să-ți onorezi obligațiile și îndatoririle, să lași deoparte dorințele tale egoiste, să-ți lași deoparte intențiile și motivele, să ai considerație pentru voia lui Dumnezeu și să pui interesele lui Dumnezeu și ale casei sale pe primul loc. După ce vei fi experimentat aceste lucruri o vreme, vei simți că acesta este un mod bun de a trăi. Înseamnă să trăiești deschis și onest, fără să fii o persoană meschină sau bună de nimic, și să trăiești cu dreptate și onoare, în loc să fii îngust la minte sau răutăcios. Vei simți că așa ar trebui să trăiască și să acționeze o persoană. Treptat, dorința din inima ta de a-ți satisface propriile interese se va diminua. Amin. Cuvântul lui mi-a luminat inima. Când ne îndeplinim îndatoririle, ar trebui să acceptăm scrutarea lui Dumnezeu, să renunțăm la dorințe, să ne oferim sincer inimile, să facem lucruri în beneficiul casei lui Dumnezeu și să ne dăm silința în tot ce trebuie să facem. Asta înseamnă să facem datoria unei ființe create, să trăim cu integritate și să facem ce trebuie. Când am practicat așa, m-am simțit foarte ferm și în largul meu Slavă ție, Dumnezeule! Sunt foarte fericit în datoria mea acum, și am câștigat multe. Știu că, fără să fiu expus de fapte și de judecata cuvântului lui Dumnezeu, nu mi-aș fi recunoscut coruperea. Pentru a-mi trata coruperea, răzvrătirea și părerile greșite, Dumnezeu m-a pus într-un mediu care nu mi-a plăcut, ca să mă cunosc și ca să înțeleg. Ce fel de atitudine și păreri sunt conform voii lui Dumnezeu? După experiența asta, am realizat că datoria pe care o fac e rânduită de Dumnezeu și este pentru intrarea mea în viață. Așa că ar trebui să accept și să ascult, să-mi îndeplinesc îndatoririle cu toată inima, să urmăresc adevărul în timp ce fac asta și să devin un om care ascultă de Dumnezeu și câștigă aprobarea. Slavă lui Slavă lui Dumnezeu! Această experiență este foarte bună.